Continuăm cu programarea paginii web, iar acum urmează să facem un pic de style sheet pentru pagina shop. În lecția anterioară am instalat WooCommerce, am configurat WooCommerce, câteva setări generale, iar acum urmează să facem un pic de style sheet la pagina shop. Acum arată foarte urât, da? Deci nu este deloc style sheet, deci este gol, goluț, exact cum vine din WooCommerce. Da? Am introdus pentru test doar două produse fictive, un produs care are o reducere și un produs care are niște variații. Asta înseamnă că dacă, de exemplu, vă cumpărați papuci, da? Papucii aia pot să fie mărimea 41, pot să fie mărimea 42, dar pot să aibă și culoarea verde sau culoarea roșie. Exact așa ceva am făcut și aici. Și anume, dacă mergem pe produs, putem alege, să spunem, amplificator balansat, are un preț și o descriere, nebalansat are alt preț și altă descriere. Da? Am introdus așa niște texte fictive pe aici. Da? Și avem de făcut style sheet-ul pentru pagina blog, pentru pagina shop a produsului, deci unde se află produsul, și pentru pagina shop unde se află produsul. Da? Și vom face și câteva modificări, sunt aici câteva opțiuni la WooCommerce care nu sunt neapărat necesare. De exemplu, pe pagina produsului avem posibilitatea să dăm o review, să dăm stele, să comentăm. Acum, bineînțeles, asta este opțional, o putem dezactiva sau activa când dorim. În fine, vă voi prezenta acum cum facem style sheet-ul la acest shop și aici avem mai multe metode. Putem să inspectăm fiecare clasă, la fiecare container și să facem un style sheet, să-l configurăm cum vrem noi sau putem folosi un child la fișierul cu pricina. Da? În cazul ăsta, ce înseamnă asta? Vedeți aici sus, văd că este încărcat fișierul archive-product.php din folderul WooCommerce. E bine, noi putem să facem o copie a acestui fișier, da, ca un backup în folderul WordPress și acolo putem să-l modificăm cum dorim noi, să-l facem exact cum, să personalizăm shop-ul cum dorim noi, fără un efort foarte mare, da? Iar în caz de WooCommerce primește un update, nu va șterge fișierul nostru, pentru că fișierul nostru este separat. Da? Dacă aș edita direct fișierul acesta de aici, când fac un update la WooCommerce, va dispărea cu siguranță toate modificările care le-am făcut. Da? Pe pagina WooCommerce Docs găsim toată documentația, toate variabilele și toate funcțiile și toate tagurile care le putem folosi. Este foarte simplu, este PHP foarte, foarte simplu aici. Basic, tot este documentat, este floare la ureche, da? Acum am aici pagina de la emotiva.com, o pagină, o firmă ce vinde amplificatoare și m-am gândit să fac ceva asemănător ca aici. Totuși, nu am să folosesc chiar toate aceste opțiuni, de exemplu un sidebar probabil nu este neapărat nevoie, deoarece clientul nu are un portofoliu imens de amplificatoare ca aceștia, deci au zeci, sute de amplificatoare. Voi face ceva mai clean, mai simplu, dar vedeți, aici este pagina produselor, pagina de shop a produselor, toate amplificatoarele, iar dacă dăm pe click pe un produs, intrăm în altă pagină unde este produsul în fine. Bun, hai să vă prezint prima dată cum facem un child theme, nu un child theme, un backup la acest fișier care putem să-l edităm după bunul plac, da? Deci sunt pe pagina de shop. Iar aici sus vedem exact unde se află acest fișier. Și vreau să vă arăt ce înseamnă asta. Da? Deci în WP Content, Plugins, WooCommerce, Template, Archive, Product. Hai să vedem. Mergem în Teams, nu în Teams, în Plugins. Mergem în WooCommerce. Mergem în Template.
Și aici avem acest fișier care este responsabil pentru pagina de shop. Da? Asta înseamnă că dacă facem o modificare în acel fișier, va fi modificată această pagină. Da? Dacă mă duc aici pe undeva să scriu ceva pe aici pe undeva. Acesta este, hop, scriu test, așa simplu, da? Și dacă mergem pe pagină și actualizez pagina, pe aici pe undeva ar trebui să apară test și apare, vedeți, aici apare test, da? Și așa putem să facem toate modificările. Ei bine, problema este dacă eu fac modificări aici, chiar în acest fișier, acum când fac un update la WooCommerce, mi se duc toate modificările, da? Așa că voi face o copie a acestui fișier în folderul din WooCommerce, da? Asta înseamnă că în folderul din WordPress. Asta înseamnă că mergem în Explorer. Stați un pic. Așa. Și voi copia acest fișier prima dată. Și mergem în VP Contents, dar acum în Teams, după aia în tema care am creat-o, și aici voi face un folder nou care să-l numim WooCommerce. Și fac aici un folder nou și atenție, trebuie să scrieți exact WooCommerce, că altfel nu va funcționa. Deci WOOCOMMRC. Și aici voi copia acest fișier. Bun. Acum, dacă mergem din nou pe pagină, deci testul a dispărut pentru că l-am scos afară, așa, și mergem în, fac din nou o modificare aici, da? Scriu înapoi test, de două ori test, și actualizez pagina. Veți vedea că acum nu apare nimic. Pentru că acum, dacă merg aici sus, el nu mai vede fișierul din folderul WooCommerce, ci vede fișierul care l-am creat eu ca backup pentru acel fișier. Da? Asta înseamnă că ăsta original îl lăsăm în pace, nu ne atingem de el, închid asta și mergem înapoi în WooCommerce, în WordPress, în Teams, Raymond Audio, în WooCommerce aici. Și aici avem fișierul nostru care putem să-l modificăm după bună plăcere. Dacă scriu acum aici test, bla 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 și mergem în ăsta, actualizez pagina, vedeți aici apare textul care l-am introdus. Și acum este floare la ureche. Foarte simplu, putem să facem style și tot după bunul plac. Și de asemenea putem folosi funcții sau diferite coduri specifice pentru WooCommerce. Codul este foarte comentat, deci ne dă exact tot ce avem nevoie. Putem să pur și simplu mergem în documentația de la WooCommerce, găsim exact toate exemplele și specificații tehnice ce face fiecare cod. Este foarte, foarte simplu. Bineînțeles, trebuie să ai un pic de cunoștințe de PHP. E bine, prima și prima dată ce voi face? Voi realiza pentru shop un alt header. Și de ce voi face asta? Pentru că dacă suntem, de exemplu, pe pagina de start avem un header, home, blog, shop, contact și așa mai departe, în blog la fel, dar dacă merg în shop voi mai face un header micut suplimentar și voi modifica tot conținutul de aici, poza, pentru a oferi posibilitatea utilizatorului să se logheze în cont. De exemplu, va fi aici contul meu sau login sau înregistrează-te, le fac pe română, da? Autentifică-te sau, știu, înregistrează și așa mai departe. Și o să fac aici un meniu suplimentar. Hai să vedem, ăștia de la Emotiva iau separat aici, au într-o parte meniul pagine și într-o parte are câteva chestii aici legate de shop, da? De exemplu, poți să te loghezi în shop, dar aici pagina este foarte complexă.
eu nu am nevoie de atâtea chestii. Și în acel meniu probabil voi introduce și coșul de cumpărături, probabil facem și un wishlist dacă este nevoie și vedeți aici, mă pot loga în cont și așa mai departe. Bun, mergem în cod, iar acum voi crea un shop, un header pentru shop. Și vedeți aici, în pagina mea, WooCommerce are deja funcția get header shop. Dar deoarece header shop nu există, el încarcă header-ul normal, adică header-ul care l-am pus pentru pagina de start. Da? Așa că voi crea aici un nou header. Îl voi numi header-shop.php. Voi merge în header subpage, voi copia tot acest header de aici. Îl pun aici. Și las deocamdată așa, hai să vedem ce s-a întâmplat. Mergem aici. Și vedeți, acum am alt header, da? Și acum pot să-l fac cum doresc eu, da?